Spune-mi, Leo, cum au fost negocierile cu Dinamo și cum s-au finalizat? Au fost negocieri normale, dar s-au finalizat nici cum, în sensul în care nu ne-am înțeles într-un final. Așa se pare, sau cel puțin așa se pare. A, deci... Au fost niște nepotriviri acolo care au ținut mai mult de niște chestii, de principiu. Vreau mai multă susținere ca să fiu aprat oarecum de contract, în sensul în care să fiu lăsat să-mi fac treaba. Cor- nu au fost neapărat probleme de ordin financiar, să mai știu eu. A, vreau o garanție că pot să lucrez, să-ți faci munca. Da, vreau o garanție că pot să lucrez măcar o jumătate de an, ceea ce am acceptat clauza impusă de calificarea în play-off, mi se pare normal, la Dinamo nu poți să te duci să spui, domne, dați-mi timp. Dar dacă nu ți se acordă nici măcar timpul ăsta, cu atât mai mult pentru că, sigur, n-am participat la formarea lotului, la pregătirea lotului. Sigur, nici staff-ul nu puteam să mi-l aduc în situația de față. Așa că asta a fost. Deci nu mai există cale de întoarcere, da, ai luat decizia. Să spun, pentru că, da, nu am luat-o eu, că am discutat cu oamenii și ei s-au hotărât să întrerupă, negocierile. Am înțeles. Ați vorbit și de rămânerea lui Negoiță, de cine va fi finanțator? Nu. Asta nu e treaba mea. N-am discutat cu domnul Negoiță. Asta nu e problema. Eu am discutat strict problemele legate de preluarea echipei. Chestii de ce înseamnă lot de jucători, de pregătire, staff tehnic, contract. Astea au fost discuțiile care le-am purtat. Da. Ai cerut și jucători să vină acum jucători? Nu am cerut în mod special, dar sigur, și asta și Florin, om de fotbal, nu se pune problema. Și el își dă seama că anumite posturi ar mai trebui acoperite sau întărite. E un lot echilibrat. Din punctul ăsta de vedere, singura problemă e că, sigur, fiecare antrenor are filozofia lui, gândirea lui, optica lui și atunci, normal că nu se potrivește, nu suntem doi oameni la fel pe planetă, așa că fiecare își construiește lotul funcție de doleanțele lui, de modul cum interpretează el jocul, de filozofia lui, de joc. Și normal că eu mi-aș fi dorit un pic altceva. Dar erai convins că poți să ajungi cu echipa în play-off? Garantează asta Dinamo? Altfel nu m-aș fi prezentat, da? Am spus. Dinamo e un club care nu cred că își permite să aibă, sau nu că nu își permite, ar trebui să își permită, dar n-a avut răbdarea să dea mai multă siguranță, în sensul în care să pot să duc măcar o jumătate de an până la final. Și am spus, în asemenea condiții mi-e greu ca eu să mă angajez. Chiar dacă e vorba de Dinamo, chiar dacă îmi doresc să antrenez Dinamo. Pentru că, până la urmă, în România sunt două mari cluburi care n-ai cum să le refuz. Dar uite că să mai pot și refuza din când în când. Ce e cel mai greu în momentul apogeul ăsta carierei, dar n-a fost să fie. Poftim? Ce e cel mai greu în momentul ăsta la Dinamo? Să gestionezi relația cu suporterii sau să gestionezi un lot care totuși a fost făcut așa pe grabă, foarte mulți jucători noi? Nu neapărat, nu cred că a fost făcut pe grabă, dar sigur că s-au adus foarte mulți jucători în vara asta. Eu am discutat inclusiv de acest lucru, strategia a fost ok, corectă, pentru că s-au dorit la echipă jucători care să știa ce au făcut, ce au în spate. N-au fost luați jucători care nu au meciuri în picioare, care au venit după o jumătate de an de inactivitate. Dar v-am spus, aici ține de filozofia fiecărui antrenor. Eu gândesc poate un pic mai altfel, în sensul în care nu că am ceva de reproșat, dar e vorba de modul de a gândi jocul. Da, eu cred că la momentul de față Dinamo are nevoie de mai mulți jucători pe partea ofensivă, ca să poată să... Dinamo ar trebui să fie o echipă care conduce jocul, care, dar mai ales dacă își propune să intre în play-off, nu poți să-ți propui doar cu organizare defensivă. Încă o dată, Doamne ferește, nu vreau să critic pe nimeni, dar eu altfel mi-aș gândi strategia atunci când formez lotul. Crezi că și relația cu suporterii e o problemă pentru un antrenor? Clar că este. E
clar că în momentul de față există și o problemă din punctul ăsta de vedere. Nu e ușor, pentru că sunt convins că dacă acest lot ar fi fost la o altă echipă care nu are presiune, era o situație mult mai ușor rezolvabilă sau remontabilă. În situația lui Dinamo este mult mai greu. Este mult mai greu. Trebuie să fie acceptat și de suporteri. Și suporteri la rândul lor, cred că trebuie să înțeleagă că rolul suporterului este să încurajeze echipa. Apoi, sigur, la final, funcție de randamentul, de implicarea celor din teren sau de pe margine, poți să mai întâlni și frustrele, dar nici eu nu sunt de acord cu comportamentul din astea care depășesc sfera normalului.